Deci credem Scripturile la Ioan, la capitolul 14, de unde citim de la versetul 1 până la 11. Ioan 14, 1 la 11, dar ne vom focusa pe versetul 8, o să recitim după aia. Vorbește Domnul Iisus Hristos aici și spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri sau încăperi. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc? Și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe tata și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl. Nu crezi că eu sunt în tatăl? Și că Tatăl este în mine, cuvintele pe care ți le spun eu, nu le spun de la mine. Ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Amin. Recitim versetul 8. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Tatăl care ești în ceruri, mă întreb mereu când citesc aceste lucruri, de ce nu te-au înțeles ucenicii Domnului Iisus? De ce nu te-au văzut în Iisus Hristos, Fiul tău? De ce nu și-au dat seama că manifestările pe care le-au văzut în viața lui Iisus oglindeau cu claritate puterea ta de Dumnezeu? Că nu erau acte omenești, erau supraumane. Că aceste manifestări aveau ca scop descoperirea gloriei tale în Iisus. Cum de nu te-au perceput? Cum de nu te-au văzut timp de 3 ani și jumătate? Și mă întreb, Tată, citind aceste lucruri, câți dintre noi care suntem de 10 de ani la pocăință și de urmă, câți dintre noi oare te-au văzut manifestându-ți gloria în biserica locală, în frați, în surori, în acțiunile pe care prin Duhul Sfânt le faci câți? Așa de mulți dintre noi venim la biserică și ascultăm predici și suntem implicați în slujbe exact ca ucenicii Domnului Iisus, fără să te vedem pe tine, fără să vedem dumnezeirea lui Iisus, fără să degustăm puterea ta supranaturală și ne mulțumim lucruri de suprafață, cu ambalaje. Doamne, mi-aș dori așa de mult ca prin puterea Duhului Sfânt în această dimineață să dai vălul de pe ochii cât mai multor dintre noi, să vedem gloria ta manifestată în Hristos, prin Duhul, în biserica aceasta care este trupul vizibil al Domnului Iisus Hristos. De aceea, deschide-ne ochii, Doamne, sensibilizează mintea și străpunge-le inima cu cuvântul Evangheliei să vedem prezența ta în noi, în Hristos, prin Duhul. Mi-aș dori ca ziua de azi să fie astfel de ocazie. Și sigur sunt aici oameni care încă n-au degustat din puterea mântuirii. Doamne, oferă mântuirea prin har, prin puterea pe care ai subordonat toate lucrurile, pentru că ești Dumnezeu.
Mulțumim că vei face prin puterea Duhului Sfânt mai mult decât îți cerem și ne imaginăm noi. De ce ne închinăm înaintea Ta? Amin. Luați locurile, vă rog frumos. Întotdeauna în preajma evenimentelor mai speciale, să le numesc așa, cum sunt sărbătorile de iarnă, tot gândesc, Doamne, oare ce vrea să ne comunici? În primul rând, mie ce-ar vrea Dumnezeu. Uneori mă uit pe internet să văd din ce texte s-a predicat în sărbătorile anterioare. Uneori mă duc 2, 3, 4 ani în urmă să văd, ca nu cumva să mă repet. Alteori zic, indiferent ce ne-ai vorbit acum câțiva ani de seară, n-are importanță, a fost pentru momentele acelea și pentru oamenii care au fost atunci în sală. Acum e important ce vrei să ne spui, pentru că sunt alți oameni în sală. Unii nu mai sunt printre noi. Au plecat. Ne-au părăsit. Au murit. Eu odihnesc. Și anii trecuți, când Dumnezeu ne vorbea, în contexte similare, vorbesc contexte calendaristice similare, ne confruntăm cu alte probleme. Avem alte frământări. Și de aceea Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care cunoaște foarte bine inima omului, atunci ni s-a adresat în contextul respectiv, s-a adresat frământărilor pe care atunci le-am avut. Astăzi suntem, Marin, aceiași oameni și totuși alții. Pentru că viața ne-a dus prin experiențe multe pe care nu le-am dorit. Experiențe care au trăit, care au născut în noi trăiri pe care nu le-am experimentat niciodată. Pentru noi, ca familie, a fost o noutate inedită să avem în ultimii 2 ani sărbători de iarnă fără tată. Pentru unii sunt sărbători diferite cu totul, cu totul diferite, pentru că n-au persoane pe care le-au avut altă dată lângă ei. Deci Dumnezeu, care știe cu ce ne frământăm, ne vorbește mereu și mereu și mereu altfel, pentru că se adresează circumstanțelor noi pe care El le-a îngăduit în viața noastră. Vă amintiți cum a început vorbirea Domnului Iisus pentru noi astăzi? Vă amintiți cum a început? Cine își amintește? Nu puneți textul. Cine își amintește cum a început vorbirea Domnului Iisus Hristos? Mai tare. Hai, puneți versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Doamne, cum să nu mi se tulbure inima? Când anul trecut de sărbători, în 1 decembrie, eram un alt om. Eram înconjurat de prieteni, de familie. Astăzi contextul este diferit. Cum să nu mi se tulbure inima? Anul trecut aveam valori de tensiune normale, acum au sărit peste graniță și au tratament să le stăpânesc. Doamne, cum să nu mi se tulbure inima? Pentru că anul trecut aveam un job bun. Acum nu-l mai am. Doamne, cum să nu mi se tulbure inima? Fica mea s-a măritat, beatul meu s-a însurat. Și Marius, m-a plecat. Și numai Dumnezeu știe câte motive de tulburare am avea noi. Ce contează că sunt sărbători? Ce contează? Cum să nu mi se tulbure inima? M-a sunat un prieten. Frate Nelu, n-am ascultat sfatul tău când ne-ai spus să nu se mărite fica noastră cu băiatul ăla. Nu știm ce să facem. Au al doilea copil și vrem să ducem acasă pe fica noastră, pentru că nu se mai înțeleg. Nu se mai înțeleg, frate, și n-am ascultat de sfatul tău. Ce să fac? Zic, ce să fac? Dar cum, cu ce inimă așteaptă familia asta? Cu ce inimă așteaptă părinții ăștia sărbătorile de iarnă? Că nu știu cum să ajungă fica din casa în care are al doilea copil și are numai o lună al doilea copil.
răbdare care ar fi ca ei, n-are condiții și umilită. Domnul Iisus Hristos ne-a întâmpinat cu exact mesajul de care inimile noastre aveau nevoie. Și e garantat că pe fruntea nimănui nu scrie tulburarea lui. În dreptul inimii nimănui nu scrie ce tulburare are și am tulburările mele. Și tu le-ai pe tale. Nu există om în sala aceasta sau care să ne asculte pe internet care să n-aibă motive de tulburare. Și culmea. Știți în ce context Domnul Iisus răspunde la cei de la ucenicii lui să nu se tulbure? Hai să nu uităm în ce context. Citim câteva versete mai sus. Versetul 36. De pe ce Hristos Domnul le spune că va trebui să plece din mijlocul lor? În 36, capitolul 13, spune așa. Când aude Petru asta, Doamne, a zis Simon Petru, unde te duci? Erau învățați 3 ani jumate cu învățătorul lor. Nu făceau un pas cu învățătorul lor. Doamne, unde te duci? Cum adică să pleci? Cum să ne lași? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine, unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a spus, îți vei da viața pentru mine, Petre? Adevărat, adevărat, îți spun, că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de 3 ori. Petre, ești gata să-ți dai viața pentru mine? Hai să-ți spun ceva. Pentru că eu-ți cunosc inima. Nu va cânta cocoșul până când te vei lepăda, mă vei renega, mă vei trăda de 3 ori. Și în alte evanghelii, dacă vă amintiți, acum 2 săptămâni vorbeam despre faptul că suntem înconjurați de prieteni și totuși singuri. Hristos le spune tuturor că le vor abandona. Și acestor lași, acestor trădători, le spune, pune versetul 1, să nu fiți tulbure inima de ce v-am spus, să mă trădați toți. Și Petre, tu mai urât decât toți prietenii tăi. Dar totuși, să nu se tulbure inima. Nu știm ce ne așteaptă în anul viitor. Unul singur știe Tată. Dragi surori, dragi prieteni, Hristos Domnul ne-a chemat azi în jurul cuvântului, în primul pe mine și pe voi, să ne pună în gardă. Și mesajul lui pentru noi este să nu vi se tulbure inima, orice vi s-ar întâmpla. Dați-mi voi să vă întreb, dar ce să facem noi? Să nu ni se tulbure inima, indiferent ce circumstanțe va îngădui Dumnezeu peste noi. Ce să facem? Aveți credință în Dumnezeu. Și aveți credință în mine. Dar n-ajunge să avem credință în Dumnezeu? Nu. Pentru că acea credință autentică în Dumnezeu, Creatorul nostru, se concretizează în credința pe care avem în singurul născut din Tatăl, în Iisus din Nazaret. Și Domnul Iisus Hristos vrea să concretizeze această convingere a lor în Dumnezeu Tatăl și Hristos Fiul, spându-le mai departe, în casa Tatălui meu, în multe încăperi. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, să băieți, frați și surori, eu mă duc. Vă pregătesc un loc. Eu zic mai departe. Și după ce mă voi duce, atenție, și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine. Atenție la detalii. Și acolo unde sunt eu să fiți și voi. Oare, ce vrea să spune Hristos Domnul prin această promisiune? În casa Tatălui este loc suficient pentru voi, trădătorii mei. Este loc.
Atenție, nu în hotelul, nu în pensiunea tatălui, în casă, acasă la tata. Copiii stau acasă la tata. Exista locul, dar nu era pregătit. Dar cum trebuia să-l pregătească Iisus? Domnul Iisus va explica mai în extenso pregătirea acestui loc, dar vreau să o concentrez, că asta este scopul meu acum deocamdată. Imaginați-vă că Iisus spune ceva de genul: ca să vă pot duce acasă la tata, trebuie să mor pentru voi. Apoi voi învia, apoi voi fi glorificat la Tatăl. Voi media, voi mijloci pentru voi. Așa vă pregătesc locul. Și apoi le spune, știți calea într acolo, știți, da? Știți cum se ajunge acolo. Da, dă-i click, dă-i click, să vedem. Dă-i click, dă-i click. Știu că ai rămas fascinat, măi, Felipe, și eu, de cuvintele lui Hristos. Știți unde mă duc? Voi știți și calea într acolo. Au știut? Hai să vedem dacă au știut. Uitați-vă. Doamne, i-a zis Toma raționalul. Apar n-avem. Nu știm. Nu știm. Cum am putea ști calea? Uitați-vă, cum le pregătește Hristos locul, cum ne pregătește și nouă. Și ce era curioși, nu, calea, direcția. Și uitați la el toți. Păi, Domnul Iisus, eu sunt. Calea. Adevărul. Care vă duce acolo. Eu sunt viața. Nimeni nu vine la tată, adică nimeni nu intră în lăcașurile acelea pregătite de mine prin moartea și învierea mea. Nimeni nu vine la tată decât prin mine. De aceea aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Credința în Dumnezeu Tatăl e concretizată prin credința fermă în mine, pentru că eu sunt calea, adică accesul înspre tata. Eu dețin adevărul și eu sunt viața. Nimeni nu are acces acolo. Nu prin Buddha, nu prin Mahomet, nu prin Confucius, nu prin Fecioara Maria, nu prin niciunul dintre voi apostolii, nu prin profeți. Eu sunt. Eu sunt. Ia uitați ce zic, ce zice mai departe Hristos Domnul. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, dacă mi-ați fi cunoscut identitatea, ați fi cunoscut, ați fi ajuns la convingerea, da? Cine-i tata? Îl cunoșteați și pe tata. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut pe tata, pe Dumnezeu Tatăl. Și afirmația asta l-a dat peste cap pe Filip, în primul rând, dar pe toți. Încă o dată, dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe tata, îl veți vedea de acum încolo. Și voi, de fapt, ați văzut deja. Și Filip sparge tăcerea, nu mai rezistă și spune, Doamne, a spus Filip, arată-l pe tata și gata. Nu mai vrem nimica. Dragii mei, dragii surori, dragi colegi, în firea pământească, suntem din același material, din noroi toți. Suntem creatură. Și ca și creatură inteligentă, cea mai mare dorință săpată, structurată în noi, este să ne cunoaștem Creatorul. Doamne Iisuse, zice Filip, arată-ne pe tata. Am vorbit cu copiii abandonați de părinți. Nu veți găsi durere mai mare în ei decât să vă spună, tata nu vrea să vorbească cu mine. Copiii înfiați care au fost abandonați și când ajung la maturitate ar vrea să
Și cunoască tata și mama. Asta e dorința lor. Măcar să-l văd, măcar să o văd pe mama care m-a purtat în burtă. Să o văd, să o văd, să o văd. Și când îi se refuză dreptul acesta, simt o sfâșiere interioară. E un drept legitim să-și vadă părinții. În noi, în creatură, Dumnezeu, Creatorul, a săpat, a structurat în mod adânc această dorință. Tânjim să ne vedem Creatorul. Și azi mi-am propus să vorbesc despre minunea minunilor. L-am citat pe un mare teolog, Karl Barth se numește. El numește întruparea cuvântului, a Logosului, adică intrarea în lumea noastră a lui Iisus Hristos, numește cea mai mare minune din cosmos. Și uimitor când... Dar nu putem pătrunde, nu putem înțelege fascinația acestei minuni. L-am citit pe C.S. Lewis aseară, vă recomand o carte excepțională, cartea lui de referință, un bestseller, se numește Creștinism pur și simplu. El încearcă să explice minunea aceasta. Intrarea în lume a lui Dumnezeu însuși în persoana Fiului Său, singurul născut din Tatăl. Și lui spune felul următor, toate creaturile au capacitatea să creeze și să nască, de exemplu. O pasăre își creează propriul cuib, așa-i? Cuibul. Pasărea naște pui prin ouă, da? Dar nu poate crea o altă pasăre. Castorul, zice el, creează diguri și naște pui de castor, dar nu poate crea alți castori. Omul creează tot felul de lucruri, tot felul de lucruri. Creează statui, creează roboți. L-am auzit pe Marin așa întreagă zicând despre teama de inteligență artificială duminica trecută când predica iar seara. Oamenii creează orice. Noi nu putem crea alți oameni, înțelegeți? Spune C.S. Lewis și un adevăr. Noi naștem. Și o creatură când naște, naște ceva ce îi seamănă. Până amatene, ieri mai adăna. Mă uit că pe măsură ce îmbătrânim, seamănă mai mult cu taică meu și cu maică mea. Fizic vorbind. Și văd colegi de-ai mei, așa îmbătrânind deodată cu mine, zic, mă, ce seamănă asta cu taică sau cu maică sau? Vezi trăsăturile la bătrânețe, trăsăturile care se așează pe chipul acelui individ. Și Sfântul lui spunea felul următor, la fel Dumnezeu ne-a creat pe noi oamenii, dar când este vorba de Iisus, l-a născut. Și e numit în Scriptură Iisus singurul născut din Tatăl, de aceea în crezurile bisericii creștine încă de la începuturi se spune, eu cred în cel întâi născut și nu făcut, nu creat. Și Iisusul lui, în cartea lui, încerca să explice cum Dumnezeu în Hristos și prin Hristos vrea să ne ajute pe noi oamenii, creaturile acestea care purtăm chipul lui Dumnezeu și semnarul lui Dumnezeu, vrea să ne ajute să fim ca Dumnezeu, adică să ne dea acea viață din Hristos, care este zoie, nu biosul, viața biologică, ci acea viață spirituală, duhovnicească, ce ne înveșnicește. De-aia, intrarea în istoria noastră a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cu scopul acesta, cea mai mare minune, pentru că Dumnezeu în Hristos își propune să dea viață duhovnicească omului, care este o creatură, dar nu suntem născuți din Dumnezeu. Suntem creați de Dumnezeu, ca să fim născuți din El, trebuie să intrăm în Hristos prin fenomenul nașterii din nou. Și mă întorc la întrebarea lui Filip. Doamne, arată-ne pe tata și gata. Ne relaxăm, nu mai vrem nimic. Și ascultați răspunsul Domnului Iisus, versetul 9. De atâta vreme sunt cu voi, deja de 3 ani și jumătate aproape. Și nu mai ai cunoscut Filipe? Hai Filip, tu nu știi că cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl? Filipe, tu n-ai înțeles mandatul care am intrat în istoria lumii?
Filipe, tu n-ai înțeles rostul amestecării mele cu lutul din care v-am plămădit pe voi, oamenii? Tu n-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine l-a văzut în esență pe tata. Cum zici tu, arată-ne pe tatăl? Și dați-vă în versetul 10 ce spune Domnul Iisus. Nu crezi, măi Filip, nu crezi, nu ești convins că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Dacă m-aș duce în capitolul 10 de aceeași Evanghelie, în versetul 30 spune Hristos așa, Ioan 10 cu 30, eu și tatăl unul suntem. Hai să ne amintim, care-i scopul cu care Ioan, mânat de Duhul Sfânt, scrie această Evanghelie, ce poartă numele? Și haideți cu mine în Ioan, în capitolul 20, penultimul capitol, versetul 30-31. Este una din puținele cărți din cele 66 din Biblie în care autorul scrie clar, negru pe alb, scopul pentru care scrie aceste lucruri, da? Ioan 20:30-31. Iisus din Nazaret a mai făcut înainte ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise cu un scop bine definit. Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Mesia, trimisul, Fiul lui Dumnezeu, adică cel născut din Dumnezeu. Și crezând, auziți, să aveți viața în numele Lui. Haideți acum în primul capitol din Ioan, Ioan capitolul 1, versetul 18, unde Evanghelistul spune următorul lucru. 1 cu 18 Ioan. Nimeni, niciun pământean, n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și atunci, minunea minunilor, adică ceea ce celebrează biserica în lume astăzi, este intrarea în istoria noastră pământenilor, a Creatorului nostru, în chipul unui pământean, asemenea nouă. Asta e șocant. L-aș cita pe John Piper. Uitați ce spune el referitor la Evanghelia după Ioan. Deci așa, citesc. Ceea ce întâlnim în această Evanghelie este Dumnezeul cel viu, Creatorul lumii, prezent printre noi oamenii în lumea noastră, în Fiul lui Iisus, da, Fiul lui Iisus Hristos, în persoana lui Iisus din Nazaret, adică Dumnezeu care ne-a creat, intră în istoria noastră, se amestecă cu noi, se lasă atins, se lasă investigat, ca să-L putem cunoaște. De aia, un mare scriitor american, creștin, filipian, și spune că dacă Evangheliile nu ar fi descoperit această minune, niciun creier, niciun geniu pământean nu putea concepe, nu putea inventa o asemenea poveste. Cum adică Dumnezeu, Creatorul Universului, Cel ce este Duh și este infinit, se cuibărește în pântecele unei domnișoare. Se reduce la nivel de celulă, de embrion. Acceptă condițiile în care noi ne-am născut, ne-am dezvoltat în pântecele mamelor noastre. Și intră în istoria noastră, cum am intrat și noi, prin pântecele mamelor noastre. Ce minte umană putea concepe o asemenea istorie, dacă n-ar fi fost realitate? Nimeni nu putea gândi așa ceva. Nimeni. De aceea, pe bună dreptate, teologul Karl Barth numește intrarea lui Dumnezeu în istoria noastră minunea minunilor, tot cea mai mare minune. Ce este interesant în Evanghelia după Ioan, de unde avem textul de astăzi, este că Ioan nu folosește conceptul de minune în dreptul acțiunii pe care le face Iisus. Și avem cea mai celebră minune
învierea lui Lazar, nu numește minune, ci lucrări. Uitați ce spune Hristos în textul nostru. Lucrările acestea Tatăl le face, pentru că din perspectiva lui Dumnezeu, minunea nu e minune, e ceva natural, e normal. Noi zicem, e minunea asta. Eu am spune, e lucrare, e semn. Adică tot ce face Hristos, între ani și jumătate, este cu scopul de a trage atenția asupra Tatălui care este în El, cu care se identifică. Mă întorc de unde am pornit. Dumnezeu care ne-a creat știe ce tulburări avem. Știe că Horatiu merge acasă și nu are nici pe tata, nici pe mama, cum în alte sărbători i-avea. Știe că te întorci acasă și nu mai e nevasta, nu mai e bărbatul, nu mai e copilul. Știe unde te întorci. Știe. Dar îți spune astăzi să nu ți-e tulbure inima. Ai credință în Dumnezeu și ai credință în mine. Viața nu se oprește în cimitirele lumii care trăim noi. N-am fost creați ca și hrană pentru viermi. Nici vorbă. Nu. Am fost creați ca în viața aceasta, scurtă sau lungă, să întâlnim pe Hristos, Fiul Dumnezeu, și întâlnindu-L pe El, în El să-L întâlnim pe Creatorul nostru, care este Tată și care atât de mult ne iubește încât L-a trimis în lumea noastră pe Hristos să ne deschidă calea, accesul înspre El, să ne ofere viața veșnică prin credință în Dumnezeu și în planul Lui în Hristos. Asta e Dumnezeu să înțelegem. Deci eu spune Ioan, Evanghelistul capitolul 1 cu 14, hai să punem și această afirmație. După ce ne spune la început că Dumnezeu Creatorul a creat tot ceea ce există în cosmos prin puterea cuvântului. Ne spune că același cuvânt, atenție, același cuvânt a toate creator în macrocosmos și în microcosmos, la nivel de celule, da? De geane, de ADN. Același cuvânt a toate creator, agentul creației prin Duhul Sfânt, și cuvântul s-a făcut trup. Bășana lui Iisus din Nazaret s-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi, zice ucenicul Ioan, noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Duminica trecută eram cu Atena în Belgia. Și ne întorceam la un aeroport de unde zburam spre Cluj la Dortmund. Și gazda noastră a zis, frate Nelu, o să vă conducă la aeroport, aveam demers o oră și vreo 40 de minute, trei băieți, doi de 19 ani și unul de 15. Florin, când am văzut că sunt niște băieți la volan, cu un Mercedes, am avut emoții. Aș fi vrut să ne ducă un adult, că n-au copii de 19 ani, bucuroși că pus mâna pe volanul tatălui. Dar timpul acela a fost o delectare pentru mine și Atena. Băiatul de 15 ani ne-a pus niște întrebări, dintre care una a spus așa, frate Nelu, dacă Dumnezeu există, de ce nu ni se arată concret? De ce nu-L putem vedea? Bună întrebare pusă de un adolescent de 15 ani. Dacă tot vrea să-L cunoaștem, de ce nu ni se descoperă, nu ni se revelează? De ce? Pentru că deja a făcut-o de mult în persoana lui Iisus din Nazaret. Și avem la îndemână documentele acestea în majoritatea limbilor planetei. Tot felul de traduceri. De ce ar mai face Dumnezeu? Când Hristos spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, de ce mai pui întrebarea, de ce nu mi se descoperă Dumnezeu? Și uitați cum se încheie textul nostru, versetul 11. Citim o dată versetul 1. Să nu mi se tulbure inima, indiferent prin ce a trecut sau veți trece. Și ca să nu mi se tulbure inima, Hristos ne cheamă să avem o convingere fermă, credință în Dumnezeu ca și Creator și Tată și în Hristos, pentru că El revelează pe Tatăl. Uitați cum se încheie textul, este 11.
credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți acest adevăr. Credeți că eu sunt în Tatăl, că Tatăl este în mine, că suntem una. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Care? Din Evanghelie, dragii mei. Din Evanghelie. Astăzi Evanghelile sunt traduse și în limbajul surdomuților. Și Biserica Betel recent a contribuit la fonduri pentru acest proiect. Pentru ca și surdomuții să poată pipăi în textul din limbajul lor lucrării lui Hristos. Și să ajungă la convingerea că manifestările făcute de Hristos sunt manifestări făcute de Dumnezeu care ne-a creat și care ne este Tată. Și să ajungă pe Hristos în istoria noastră ca să ni se descopere, să ne spună planul Lui cu scopul de a ne ajuta să depășim tulburările prin care trecem în lumea asta păcătoasă, să ne ancorăm speranțele în realități inimaginabile. Aș încheia spunând că omul care nu este mulțumit văzând manifestările lui Dumnezeu, Creatorul nostru, persoana lui Iisus Hristos în Evanghelie, degeaba mai cere ceva suplimentar. Tata nu se media nimic. Vă amintiți când bogatul din pilda Domnului Iisus îi spune lui Avram, Părinte Avrame, te rog, trimite-l pe Lazar să confirme la cei 5 frați mei care sunt încă în viață că este viață după moarte. Nu zice, Avram, bă, ce idee bună mi-a dat. Zice Hristos în pilda asta, nu. Au acolo pe Moise și prorocii. Dacă nu cred în Moise și în proroci, chiar dacă ar învia cineva din morți, nu vor crede. Nu acum. Noi pe lângă Moise și proroci avem Evangheliile, adică învățăturile Domnului Iisus Hristos și ale apostolilor. Ce mai vreți, frați și surori? Ce mai vreți, oameni buni? Nimic. Cine nu crede în revelația destinului lui Dumnezeu în Vechiul și Noul Testament, poate aștepta mult și bine. Dumnezeu nu mai are nimic de spus pentru el. De ce? Pune, te rog, înaintea noastră Coloseni. Ia să vedem capitolul 2, versetul 9. Coloseni 2 cu 9. Și apoi pregătește Evrei 1 cu 3 și terminăm. Coloseni 2 cu 9. Căci în El, cine este acest El? Și pe cine ascunde problemele acesta? În Hristos, auziți, locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Măi Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tata, înțelegi? Că în mine locuiește plenar toată plinătatea Dumnezeirii. Și Evrei 1 cu 3. El, adică Iisus Hristos, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. Asta e Hristos. De-aia minunea minunilor este tocmai această întrupare a cuvântului, coborârea Dumnezeirii în ieslea din Betlehem, pentru ca să putem degusta Dumnezeirea, să avem convingeri ferme, să putem înfrunta necazurile vieții, să nu ne tulburăm excesiv în aceste necazuri. Doamne, ajută-ne! Amin.